Ambasadorul Israelului la București, Dan Ben Eliezer, a fost ieri la Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, unde s-a întâlnit cu conducerea instituției, dar și cu edilii municipiilor Deva și Hunedoara, pentru a discuta despre viitoare parteneriate economice. Bună ziua! Pentru mine să fie mai ușor să vorbesc, să ne exprim din limba engleză. It's a great pleasure to be here. My pleasure is to be here. And it's I would say it's my first visit to Deva. Este prima vizită în Deva. But definitely there will be a continuation. Da, mă sigur vor fi și altele. A fost o întâlnire foarte importantă din toate punctele de vedere și economic, dar mai ales din perspectiva potențialului turistic pe care îl oferă această zonă, Deva, Hunedoara, Haceg, Simeria. Domnul ambasador a înțeles foarte bine despre ce potențial vorbim și sper ca viitoarele investiții israeliene să fie orientate către această zonă. Camera de Comerț a prezentat care sunt facilitățile și care sunt obiectivele principale din zonă. Noi, ca și primării, ne-am prezentat la rândul nostru care sunt oportunitățile pe care le putem oferi și sper ca acest lucru să se concretizeze în cel mai scurt timp. Suntem onorați să organizăm această întâlnire a domnului ambasador cu mediul de afaceri hunedorean, cu reprezentanții mediului de afaceri hunedorean. Am pregătit o prezentare statistică a datelor financiare ale agenților economici pe anul 2013, ca să putem crea o imagine a oportunităților de afaceri pe care județul Hunedoara le poate oferi agenților economici israelieni, o scurtă prezentare a investițiilor străine în județul Hunedoara și așteptăm cu interes prezentarea domnului ambasador despre statul israelian și despre oportunitățile pe care oamenii de afaceri de acolo le pot aduce către județul nostru. Ambasadorul Israelului a declarat ieri la Deva că guvernele celor două țări au semnat acorduri de colaborare în baza cărora se vor putea demara proiecte comune în diferite domenii. Volumul schimburilor comerciale dintre România și Israel este de 400 de milioane de dolari, dar cifra poate să crească.